E o nouă zi, soare ne-a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Dudu. Așa. Vezi? E bine. Bună ziua, Ariciu. Salutare. Spune salutare, Dudu. Bună ziua, Dudu. Încântată. Dudu, hai să-mi cunoști prietenii. Hai deodată. Poate Dudu face ceva greșit? Da, este cam timid. Are nevoie de curaj. Haide, Dudu, să mergem! Monstrule, stai departe! Mă sperii! Nu sunt monstru, sunt Dudu. Și nu sperii pe nimeni. Bungee! Stai! Bungee! Bungee, ești bine? Ce ai pățit? Ariciule, tu ești? Nu te teme, este drăguț. Uite, ți-a făcut cu mâna și acum îți zâmbește. Nu, nu o face. Deci de asta nu voia nimeni să-l cunoască pe Dudu. El nu zâmbea nimănui. Dar o pot repara. Uite, acum zâmbește. Ariciu, ce treabă bună ai făcut. Pandi, nu te mai temi să-l întâlnești pe Dudu? Nu, deloc, nu mai este monstru. Salut, Dudu. Salutare, eu sunt Milu. Sunt Rahi, mă bucur să te cunosc. Să ne jucăm, Dudu. Haide, să ne jucăm de prisele. Ce grozav e că poți face orice formă din plastilină. Iar dacă ceva nu e cum trebuie, poți oricând să refaci. Sculptură. Țopa, ai sculptat un cârnat? Ha, nu e un cârnat, este soarele. Cârneciori avem pe masă, dar nu-i voie să mâncăm. Sunt făcuți din plastilină, nu putem nici să gustăm. Cârneciori-s pentru tine, ca să poți sculpta cât vrei. Nu-i nevoie de unelte sau de alte elemente. Totul este pregătit. Apăsăm și frământăm, frământăm și apăsăm, apăsăm și frământăm, cântecelul fredonăm. Nu va fi ușor, dar iată, împreună-i facem față. A frumos mai e să te zlipești și să lipești. Doar apasă, apasă, noi apăsăm. Și acum apăsăm, frământăm, apăsăm, frământăm, apăsăm, frământăm. Frământă ziua, frământă noaptea. Și uite așa lucrăm. Apăsăm și frământăm, frământăm și apăsăm, apăsăm și frământăm, cântecelul fredonăm. Nu va fi ușor, dar iată, împreună-i facem față. Ah, frumos mai e să te zlipești și să lipești. Doar apasă, apasă, noi apăsăm. Apăsăm, frământăm și apăsăm, frământăm, apăsăm. Bau, bau. Copilașii trag un pui de somn.
Rahi, ce s-a întâmplat? Am avut un vis. Ce fel de vis ai avut? Ceva de genul... Ceva de genul ăsta. Înțeleg acum. Ai avut un coșmar. I-am văzut pe... Bau, bau! Acum mi-e frică să dorm. Ce-ar fi să vină din nou? Adică bau, bau? Cum arată? El e... Că el! Te-ai speriat cumva? Da! Hei, taci! Zi-ne ce s-a întâmplat! Eram o prințesă! Uite așa! Mă duceam undeva și apoi a sărit deodată chiar în fața mea. Milu, spune buuu! Bine? Da, super! Și apoi? Și apoi am fugit. Dar m-a urmărit. Haide! Am țipat! Și m-am trezit. Tu, bau, bau! De ce ai speriat-o pe Grohi? De ce? Bau, bau! M-ai speriat, dar acum nu mai este frică de tine chiar deloc. Nu-ți mai este frică? Nu! Ura! L-ai învins pe Bau Bau! Dar nu era ceva real, nu-i așa? Dar ție ți-a fost cu adevărat teamă de el. Și acum nu-ți mai e, ceea ce este minunat, nu crezi? Prietenii mei m-au ajutat! Da! Și ați pus în scenă o mică piesă exact ca la teatru. Bravo, copilași! Cred că ar trebui să adormim acum. Și să ne jucăm de teatrul după asta. Și astfel, un spectacol bun și câțiva prieteni ne pot ajuta câteodată. Ce frumos! Teatru. Focul arde lent și blând într-un semineu. E o poveste veche, dar o citim mereu. Cheia-ți va deschid un drum, este minunat. Tot ce vezi, tu să crezi. Noi vom fi actorii, iar noi vom fi publicul. Poți să-l vezi pe Arlechin, o să râzi pe loc. De rămâi pieroi aici, o să plângi cu foc. Un erou va fi salvat, bestia a înfruntat. Tot ce vezi, tu să crezi. Vino acum și poți vedea cum a fost cândva. Publicul era distins de artiști surprins. Și așa la teatru vin oameni mulți și azi. Tot ce vezi, tot ce vezi, tu să crezi. Jocul liniștii. Cucu! Salutare! Mă joc fața ascunselea! Bună, Grohi! Cu cine te joci tu aici? Cu nimeni! Hei! Pandi, hai să ne jucăm de fața ascunselea! Nu acum, Grohi! Tu-tu! Milu, să ne jucăm de fața ascunselea.
Nu pot chiar acum. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Fie, nici eu nu mai vreau să mă joc cu ei. Grohi, pasează mingea. Grohi, de ce ești așa tăcută? Nu poți vorbi? Ești bolnavă? Hei, Grohi s-a îmbolnăvit. Poftim? Liniște, n-o să scoată o vorbă. Hei, hei! Trenul pleacă să o ajute pe Grohi. Uite niște struguri! Mănâncă, te rog! Sunt sănătoși! Te vei face bine imediat! Iar eu îți voi citi! Mereu îi citesc unui om bolnav! A fost odată ca niciodată un bătrânel cu soția sa! Mulțumesc, amici! Oh, boala a dispărut! Grohi se simte bine din nou! Nu eram bolnavă! Eram doar supărată! Oh, de ce? Nu v-ați jucat v-ați ascunselea cu mine! Ar fi trebuit să spui asta din prima! Viitoare o să vă zic imediat. Eu iubesc vața scunselea. Haide să jucăm o tură. Să mergem. Bravo, copilaș. Ați vindecat boala tăcerii, iar acum vorbiți și nu sunteți supărați. Insulte. Ești cumva supărat, Milu? Nu o să-ți zic. Simți ranchiuna cum te apasă și nu știi cum să-i faci față. N-are rost să ții în tine, nu. Sfatul meu e să vorbești și să spui ce simți pe bune, ce gândești. Of, of, of! Dragii noștri copilași sunt supărați unul pe celălalt. De ce nu ne spuneți? Ariciu mi-a închis deselele. Iar tu mi-ai rupt cartea. Iar eu am vrut un morcov, nu am vrut tergi. Iar eu voiam să mă joc cu Pandi, dar ea nu a vrut asta. Ce bine că v-ați spus supărările! Poate puteți să lăsați toate acestea în urmă? Ar fi bine de n-ar fi cu supărare. Ar fi bine dacă n-am sta supărați. Dar de-ar fi să recunoaștem, dar de-ar fi să recunoaștem, supărările apar și între frați. Dar orice pe lume este rezolvabil, niciodată nu-i nevoie să te cerți. Tu când superi, cere-ți scuze, fii amabil. Când te superi, învață să și ierți. Nu uita, te rog, învață să și ierți. Hopa Mitică. Salutare, Țopa. Salut. Te ascunzi de cineva? Nu, caut un partener de joacă. Cum merge? Ai găsit pe cineva? În niciun caz. Cum? Ce e asta? Ia uite! Bună! Vrei să ne jucăm? Pot juca fotbal! Tu vei fi portar? Iar eu pot înscrie goluri! Grozav! Îți place? Te-am împins din greșeală și tu! Hei! Să știi că te pot lovi și eu! Țopa, stai așa! Ia! Ai! Stai! Ai grijă, Țopa! Nu așa se joacă fotbal! Da,
seamănă cu orice altceva, dar nu cu un joc. O să-ți arăt eu ție! Doar așteaptă, așteaptă, te rog! Ei bine, acesta va fi scutul meu? Și acesta îmi va fi de folos! Țopa, chiar ai nevoie de toate astea? Ai văzut cumva în ce fel mă împinge? Wow! Și asta? Ca să te sperii! Grohi, ai grijă! Este Bătăuș! Cine este Bătăuș? Iată-l! Hopa Mitică? Dar pare că... dansează! O, chiar dansează! Dar el, de asemenea, poate juca și fotbal! Grozav! Haide să nu ne mai luptăm! Într-adevăr, joaca este mult mai distractivă decât lupta. Nu-i așa, copii? Da! Nu mă lupt! Țopa, Andy, voi vă luptați? Nu, ne jucăm! Suntem prieteni! E frumos să fim prieteni, mai frumos să fim prieteni. E grozav când suntem toți ca frații. Ne jucăm unii cu alții și împreună ne distrăm și în final ne îmbrățișăm. E vina ta! E vina mea! E mai bine să fim pașnici și să ne vorbim mereu frumos. E vina ta! E vina mea! E mai bine să fim pașnici și astfel nimeni nu va fi nervos. Robotul acesta se poartă foarte urât. A rănit-o pe Pandi și a distrus și castelul lui Țopa. În plus, a prăbușit și avionul! Ia spuneți-mi, ce veți face, copilași? Ne vom lupta! Nu, nu vom acționa ca acest robot. Îl lăsăm singur aici. Ce frumos să fim prieteni, mai frumos să fim prieteni. E grozav când suntem toți ca frații. Ne jucăm unii cu alții, împreună ne distrăm și în final ne îmbrățișăm. Și în final ne îmbrățișăm. Rapunzel. Bună ziua, prințesă. Da, părul tău este atât de lung și de frumos. Te deranjează? Nu. Crezi că ar trebui să-l împletim? Nu, vă rog. Vreau ca un prinț frumos să mă vadă și să fie uimit. Te-ai lovit? Te simți bine, Milu? Da. Vrei să fii prințul meu fermecător? Da! Atunci, adu-mi, te rog, o coroană! O coroană? O să încerc! Na-na-na! Unde este coroana mea? Uite, aici este! Mulțumesc! Acum vreau să merg la o plimbare! Vreau să dansez! Vai! Nu prea pot să mă învârt! O să te ajut eu! Așteaptă! Prințule, adu-mi o oglindă, te rog! O oglindă? Da, vreau să-mi admir minunatul păr auriu!
Bine, o să-ți aduc. Vai, 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 Milu! Tu mi-ai tăiat părul? Da. Este atât de frumos. Îți place? Părea că te deranjează. Îmi place foarte, foarte mult. Milu este un adevărat salvator de prințese. Tu un soare. Ai un nou prieten, Grohi? Aha! Este Shaggy Peter și ne ducem la coafor! Vreau să aflu acum un adevăr despre tine, mult iubite păr. Vreau să știu de ce mereu te încurci și ți-e lene să te usuci. Vreau să știu de ce te răzvătești și te umfli și te încrețești. Te zburlești și ești cât vilitor, stârnești râsul tuturor. De ești fată sau băiat, ține-ți părul ordonat. Dacă lași să stea vâlvoi, vei tima un maimuțoi. Dar există un vrăjitor, e de-a dreptul minunat. Îl găsim la coafor, tot ce atinge-i ordonat. Dragul nostru, drag frizer, ăsta-i singur adevăr. Fără tine întreg pământul ar fi doar un ghem de păr. De ești fată sau băiat, ține-ți părul ordonat. Dacă lași să stea vâlvoi, vei fi un maimuțoi. Tac, tac. Șoarecele și pisica. Bună ziua, copilași! La ce vă uitați? Salutare! La desene, la șoarecele și pisica! Salut! Ce? Ce este? Țopa, să mergem să ne jucăm! Nu acum! Vreau să mă uit la desene! Uite, mai este un episod! Țopa, odihnește-ți ochii! Poți urmări un alt episod mai târziu! Ochii mei sunt bine! Uite! Bine, atunci mă voi juca singur! Aha! Da. Hei, hei, hei! E așa de distractiv! Haide și tu! Poftim? E așa de distractiv! Ariciu, nu pot vedea din cauza ta și urmează partea interesantă. Hei, unde sunt desenele? Vino înapoi! Țopa, acum telefonul tău s-a descărcat. Vei putea urmări desenele abia după ce se va încărca. Dar vreau să văd desene animate! Vreau să știu ce s-a mai întâmplat! Știu eu, știu eu! Micuțul șoarece s-a ascuns și pisica nu l-a găsit, asta-i tot. Nu l-a găsit? Dar pisica știe să caute. Aha! Miau! Pisica a prins șoarecele. Aiurel! Șoarece a fugit. Chit, chit, chit! Iar pisica l-a urmărit. Copilași, mi se pare că tocmai ați inventat un joc. Da, joc de desene animale. Prinde-mă dacă poți, Săpa, adică pisică. Grozav! Se pare că jucatul de a desenele e mai distractiv decât să le urmărești.
Desenele animate. Ia spune-mi, Pandi, tu mergi acum să te odihnești? Voi privi la desene animate multe episoade! Mulți cartofi mănânci odată și ajungi tristuți deodată. Dar dulceață de mănânci duioșie simți atunci. Iar desene de vezi multe, foarte mult te recrezi. Totodată, mare grijă, dependență îți crezi. Niciun joc nu joci, nu joci. Să citești, n-ai să mai poți, nu mai poți. Nu mai poți nici cânta, nici dansa. Timpul nu-l vei mai putea gestiona. Nu-mi place cum sună. Vrei să înveți cum să privești desenele corect? Uită-te la desene într-un anumit moment, dimineața sau înainte de culcare. Nu te uita la mai mult de 3 episoade odată. Poți vedea chiar 5 episoade dacă ești bolnav sau dacă plouă. Și poți desena tu animații sau să asculti povești despre noi. Voi ține cont de asta. A sosit acum momentul să vă spun întreg secretul. Cei ce fac desene sunt mari artiști, cântă mult, joacă roluri și filmează. Te invită să te joci. Joacă roluri și filmează. Te invită să te joci. Hai sus! Rima. Salut, baby Ricky. Salutare! Ce puneți voi la cale? Am învățat o rimă. Mi-ar face mare plăcere să o ascult. Iată rima noastră, o vom recita cu toții. Să începem! Tram, param, param, cirim, popom. Dansăm și cântăm. Și toată lumea ne place. Facem față la orice. Ne descurcăm grozav. Ce s-a întâmplat, Milu? Eu mi-am uitat versul. Poate Milu trebuie să repete cuvintele. Ram, param, param, pam, pom. Noi dansăm și noi cântăm. Și toată lumea ne place. Facem față la orice. Ne descurcăm grozav. Mă descurc grozav acasă, dar când sunt aici ceva nu funcționează. E prea... Prea multă lumină? Da, exact! Acum e prea întuneric? Da, este. Funcționează așa de bine atunci când sunt acasă. Atunci să mergem acolo. Putem face asta? Desigur. Ura! Ura! Mergem acasă la Milu. Să începem. Ram, param, chirim, pom, pom. Noi dansăm și cântăm. Și toată lumea ne place. Facem față la orice. Ne descurcăm grozav. Suntem foarte curajoși. E adevărat, sunteți cu toții grozavi. Iar Milu nu se mai simte timid. Este eroul nostru curajos. Timiditate. Ah, ah, sunt timidă. Vai, vai, sunt rușinat. Poți să fii timid din fire, poate fi doar o trăire. Uneori simțim că nu putem să glăsuim. Un zbucium, frământare, asta-i ce simțim. Stânjenire, oh, oh. Sau rușine, oh, oh. De le lași în urmă ți este mai bine. Pa,
dai curaj și hotărâre, hai să spui eu pot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. Este cineva timid aici? Eu sunt! Nu, eu sunt! Cu toții suntem timizi uneori, prieteni. Să ne acordăm timp și să trecem peste acest sentiment, pas cu pas. Salut! Sunt Grohi! Aș putea încerca, eu sunt Milu. Grozav, copilași, ați reușit! Stânjenire! Stânjenire! Sau rușine! Sau rușine! Te relași în urmă, ți este mult mai bine. De curaj și hotărâre, hai să spui eu pot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. La treabă. Bună ziua, copilași! Văd că aveți ceva de construit aici. Salut! Construiesc un palat! Iar eu fac un turn! Bună! Tupa, ia spune, mai pierdut ceva? Am nevoie de fereastră pentru turn, dar nu am. Pandi are una. Hei, Tupa! Fereastra e a mea! Dar îmi trebuie! Nu contează! Este a mea! Pandi, ce tot faci? Iau un acoperiș! Dar este acoperișul meu! Dar palatului meu îi trebuie unul! Pa, pa, pa! Nu arată prea bine! Nu e bine fără fereastră! Iar Pandi nici nu are nevoie de ea! Tupa, ce pui tu acolo la cale? Este a mea! Și asta e a mea! Haide, Tupa, îmi trebuie acoperișul! Iar eu am nevoie de fereastră! Da, aceasta chiar e o provocare! Tupa, se pare că tu ai ce-i trebuie lui Pandi! Da! Și tu, Pandi, se pare că ai ce-i trebuie lui Tupa! Ce credeți voi că e de făcut? Să facem schimb? Exact! Schimb! Mulțumesc, Pandi! Cu plăcere, Tupa! Și eu îți mulțumesc! Ce frumusețe! Ce minunat este, copilași! Că ați ajuns la o înțelegere și că acum știți ce aveți de făcut când vreți să vă jucați cu o jucărie ce nu vă aparține. A mea și a lor. Asta e a mea și asta e a mea, iar asta nu e a mea, e a altcuiva. Este a mea! Asta e un simplu cântec, despre o regulă s-o știți. E al meu, iar ăsta nu e. E al meu, iar ăsta nu e. Grijă mare la ce iei. Și atunci când în palme simți ceva, este un sentiment neașteptat. Grijă mare să nu iei ce nu-i al tău. Da, da. Fiindcă atunci când cineva îți ia un obiect de-al tău ce nu l-ai da, s-ar putea să te întristezi și să-ți faci griji. Ariciule, dă-mi o bățică, te rog. Nu pot, îmi trebuie mie. Vrei mingea mea la schimb pentru lăpățică? Nu, nu, mulțumesc! Eu am cerut și am sugerat schimbul, însă Ariciul nu vrea să împartă cu mine. Da, Grohi, e jucăria lui Ariciu. Nu trebuie să o împartă dacă nu vrea să o facă. Ariciule, haide să construim ceva împreună! Bine!
bine! Ăsta e un simplu cântec, despre o regulă s-o știți. E al meu, iar ăsta nu e. E al meu, iar ăsta nu e. Grijă mare! Atenție! La ce iei! Murdărel. Bună dimineața, Pandi! Salutare! Iam, iam, iam! Manium gem! Este delicios! Cred că ar fi bine să te speli pe față. Întâi vreau să desenez. Și ce desenezi, Pandi? Pe mine! Oh, oh! Am căzut! Da, și ce mai căzătură! Nu te-ai spălat pe față? Sunt curată! Dar desenul meu nu e! Ha! Am o idee! Pandi, va merge la munte! Acum chiar trebuie să te speli pe față. Nu, doar o voi șterge. Și am căzut din nou. Dar nu sunt murdară deloc. Serios? Ia privește în oglindă. Ce e asta? Este Pandi? Existat. Era chiar Pandi. Eu? Eu eram Murdărel? Exact. Dar acum ești din nou tu. Este grozav. E foarte important să fiți îngrijiți, măcar atât cât să vă poată recunoaște prietenii. Curățenia. Ce faceți voi aici, copilași? Scăpăm de vraja murdăriei. Gemotoacele murdare să devină copii îngrijiți. Viața nu-i mereu curată, nici nu este ordonată. Poți să încerci să te ascunzi, tot murdar ai să ajungi. Pentru păr nu-ți faci probleme, de îți iei un piept în cleme. Să nu uiți ce-i necesar, batistuța-n buzunar. Ești murdar acum, vai mie. Poți să schimbi hainuța fie. Încă un sfat mult așteptat, hai cu toții la spălat. Pandi, tu ce spui? M-am răzgândit. Pieptenul mă trage, sepunul mă mușcă, peria mă gâdilă. Cred că asta e pentru că ai fost în vrajă prea mult. Ce vei face de acum? Vei rămâne dezordonată? Nu! Pandi, acum ești atât de frumoasă! Da, da, sunt! Mă duc să scap de vrăși și pe alții! Iată lecția reală! Curățenia e vitală! În final să fii curat! E un lucru minunat! În final să fii curat, e un lucru minunat. Elefanții. Salut, Pandi! Salutare! Ghici, ce fac eu? Fac un costum pentru un animal curajos. Adică pentru leu? Nu, elefantul! E mare!
și neînfricat. Ce s-a întâmplat, Milu? Am văzut ceva înfricoșător acolo. Înfricoșător? Să vedem împreună. Aici. Ce anume? E doar un ac. Probabil a rămas de la bradul nostru de Crăciun. Ar trebui să-l aruncăm înainte să se înțepe cineva. Mă tem de ace. Și eu la fel. Interesant. Cine nu se teme? Știu eu cine. Dar chiar o pot face? Elefantul e curajos! Elefantul e curajos! Elefantul e curajos! Uite, vezi? Curajosul elefant nu se teme de nimic. Și acum te înțep. Milu! Milu! Odată! Elefantul nu se teme, dar Milu se teme foarte tare. Și acum? Eu sunt elefantul acum. Elefant curajos, elefant curajos, elefant curajos. Ho, ho, ho! Elefant curajos, elefant curajos. Fă-o, Pandi. Deja e gata, Milu. Nici nu ai observat, nu-i așa, Milu? O, da, pot să iau uneori costumul de elefant? Mai bine îți facem și ție unul. Vor fi doi elefanți. Cine se teme de ace acum? Nimeni. Injecțiile. Copii, de ce sunteți costumați așa? Ducem elefantul la doctor. Elefantul brav este la doctor, i-a privit. Doctorul îi face o injecție, să știți. Elefantul n-are nicio teamă, știe că va fi ușor. Parcă este un țânțar ce-l ciupește. Elefantul-i sănătos. Elefantul-i sănătos. Toți, 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 tați și mame profesoare au fost înțepați. Toți, toți, toți au făcut injecție cândva și-au fost tratați. Iată cum injecțiile ajută și cu toții scurajoși. Parcă este un țânțar ce mă ciupește. Și acum sunt sănătos. Și acum sunt sănătos. Sănătos. Sunt sănătos. Astronautul. Bună ziua, copilași! Salutare! Bună! Eu nu sunt un copil, sunt un astronaut! Un astronaut adevărat? Deci te vei urca într-o navă spațială și vei zbura în spațiu? Da, mai târziu! Dar acum trebuie să mă antrenez! Țopa, când o să te antrenezi? Milu, Țopa se antrenează deja. Astronauții fac asta folosind leagăne și carusele,
ca să nu amețească atunci când sunt la bord. Aha! Am nevoie de ajutor! Milu, rotește-l! Eu? Bine! Mai repede, Milu! Mai repede! Hei! Zbor cu o rachetă! Țopa, haide! Ține-te de bară, altfel vei cădea! Nu voi cădea, sunt un astronaut curajos! Milu, mai repede! Nici gând! Este periculos! Milu, sunt un astronaut! Rotește-l! Milu, ce este atât de periculos? Acestea sunt doar carusele! Milu, cum îi putem arăta lui Țopa că trebuie să te ții de ceva în timp ce te dai într-un carusel? Țopa, uite! Și ce? Este periculos. Văd, dar cum ar trebui să mă antrenez? În siguranță, așează-te. Hai, astronaut, să zburăm! 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 Vium, vium! Acum nu trebuie să ne facem griji pentru astronautul nostru. La urma urmei, siguranța este ceea ce contează cel mai mult. Siguranța la locul de joacă. Am ieșit în parc la joacă, da, da, da. Dar avem și reguli, iată, da, da, da. Le împărtășim cu voi, repetați-le cu noi, repetați-le cu noi. Nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Țopa, vezi, nu e în regulă. Așa e, Pandi, toate acestea nu sunt corecte. Atunci care sunt? Să repetăm cu toții. Hai să recapitulăm. Deci nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ha! Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Pata. Bună, Țopa! Bună! Ai amenajat aici un studio de artă! Aha! O să desenez ceva! Ceva! Iată! Nu! Bună, Țopa! Bună, Ariciu! O să desenez cu carioci! Fac un desen frumos! Vrei și tu? Nu, deja am făcut-o! Uite, am stricat hârtia! Chiar nu vine să cred ce ai făcut! Poți să mă ajuți, te rog? Bun așa? Un ultim retuș aici? Și aici? Și avem o caracatiță! O caracatiță! Și ea are... O pălărie! Și mănuși! Excelent, micuțule! N-am văzut niciodată o caracatiță atât de încântătoare. Dar unde va locui? În oceanul albastru și rece. Ariciu, urmează-mă!
Desenatul este atât de distractiv. Chiar și o mică pată poate face o adevărată capodoperă. Desenul. Bună, Grohi! Te joci de vați ascunselea? Nu! O să desenez! În aplauzele voastre, noul nostru artist se pune sufletele să atingă din întreaga lume. Asta e prima expoziție, însă luați aminte de acest talent. Are doar 2 ani. Nu este o schiță, nu e nicio pată. O pictură cu o mamă și un tată. Nu e tubul de acuarelă roșie. E o pictură cu o priveliște în care poți vedea un hipopotam care aleargă sau sare cu elan. Doar întoarce foaia și tu vei vedea cum Calea Lactee se arată în fața ta. Un artist pictează tehnici diferite. Nu se limitează, face tot ce simte. Această operă de artă n-are nevoie de explicații. E un autoportret simplu, simplu fără ecuații. Culori, creioane, ce aveți? Orice pentru colorat. Salvadore și Van Gogh. Copii au fost și ei odat. Culori, creioane, ce aveți? Orice pentru colorat. Michelangelo și Șişkin. Copii au fost și ei odat. Baby Ricky, distracție și educație pentru copii.